cândva un colos celebru, cea mai mare navă din acea vreme. Acum, două bucăți grandioase care zac pe fundul oceanului, la o distanță de aproximativ 600 de metri una de alta, sfâșiate de coliziunea catastrofală și de trecerea timpului. Pupa Titanicului a fost complet distrusă după ce a lovit fundul oceanului, dar încă se poate recunoaște prova, deoarece multe interioare au fost păstrate. Există un anumit tip de bacterii care se găsesc pe rugozitățile navei, care sunt niște formațiuni maronii de rugină. Acestea apar în adâncul apei atunci când fierul forjat din care este făcută nava se oxidează. Înseamnă că bacteriile mănâncă bucată cu bucată fierul din corpul navei Titanic. Și se pare că acestea și-ar putea termina gustarea până în 2030, mult mai devreme decât ne-am fi așteptat ca epava să dispară pentru totdeauna. Poate te gândești că ar fi mai ușor să o scoatem din apă, astfel încât să putem să o păstrăm. Dar adevărul este că s-ar descompune dacă cineva ar încerca să facă asta. A stat în apă mai bine de 110 ani și acum este atât de ruginită încât nimeni nu ar putea reconstrui unele părți, chiar dacă am reușit să scoatem nava din adâncurile oceanului. Ce părere ai? Ar fi putut vreunul dintre cei 700 de oameni care au supraviețuit scufundării Titanicului să audă impactul navei cu fundul oceanului? La urma urmei, cel mai mare vas care fusese construit până atunci a dispărut sub ochii lor. Dar, cel mai probabil, sunetul nu ar fi călătorit din apă în aer. Nu putem auzi atât de bine în apă, deoarece corpul nostru nu este conceput pentru a auzi în astfel de medii. Și, deși pasagerii se aflau aproape de locul scufundării, Titanicul a lovit fundul oceanului după ce a parcurs o distanță mare în apă, 3800 de metri. Există atât de multe alunecări de teren și cutremure subacvatice pe care nu le putem auzi și care fac mult mai mult zgomot decât o singură navă care se lovește de fundul oceanului. Majoritatea vibrațiilor și sunetelor trebuie să se fi dispersat pe o suprafață mare. De asemenea, jetul de apă, despre care mulți cred că a lovit Titanicul după ce acesta a atins fundul oceanului, ar fi împins înapoi majoritatea vibrațiilor acustice. În plus, fundul oceanului nu este atât de dur încât să producă zgomote atât de puternice. Mulți supraviețuitori au spus că au auzit zgomote terifiante în timp ce Titanicul se rupea în două, dar niciunul nu a menționat că a auzit ceva după ce nava a dispărut în adâncuri. Unii supraviețuitori au povestit cât de haotic a fost momentul în care pasagerii, în principal femei și copii, au urcat în bărcile de salvare. Nu erau suficiente bărci și, chiar și așa, unele dintre ele nici măcar nu erau umplute la capacitate maximă. Nimeni nu știa cum să reacționeze eficient într-o astfel de situație. Exercițiul cu bărcile de salvare fusese programat pentru dimineața dinaintea lovirii Titanicului de iceberg, dar, dintr-un motiv oarecare, a fost anulat. Un pachebot uriaș, despre care toată lumea crede că nu poate fi scufundat, face o călătorie pe ocean. În drumul său lovește un iceberg și se scufundă. Da, știm cu toții cum decurge povestea. Dar intrigant este faptul că aceasta este și intriga din Naufragiul Titanului, un roman publicat în 1898 cu 14 ani, înainte ca Titanicul să ajungă pe fundul oceanului. În roman, Titan, un nume foarte asemănător, nu avea suficiente veste și bărci de salvare pentru toți pasagerii de la bord. Era de asemenea cel mai mare vas din acea vreme, aproape identic ca dimensiuni cu Titanicul. La fel ca Titanicul, și Titanul s-a scufundat în aprilie. Dorothy Gibson a fost o actriță americană care a jucat în filme mute. A fost de asemenea unul dintre pasagerii Titanicului. A supraviețuit catastrofei. Imediat după ce a venit la New York, a început să filmeze Salvată de pe Titanic. Filmul a fost lansat la doar o lună după ce nava s-a scufundat. Dorothy purta chiar aceiași pantofi și aceleași haine pe care le avea când a fost pe vas. Filmul a avut succes, dar a fost distrus într-un incendiu, așa că există doar în amintiri. La fel ca Jack Dawson. Titanicul nu era singur în valurile neliniștite ale Oceanului Rece din apropierea icebergului pe care l-a lovit. SS Californian era relativ aproape. Totuși, radioul lor a fost oprit în acea noapte. La un moment dat, membrii echipajului au observat lumini misterioase pe cer. S-au dus imediat să își trezească capitanul pentru a-i spune, dar acesta nu a dat niciun ordin. Unii au crezut că a fost vorba doar de focuri de artificii. Nu și-au dat seama că era de fapt un strigăt de ajutor, rachete de semnalizare pe care membrii echipajului de pe Titanic le trimiteau spre cer, în speranța că cineva le va observa. Când SS Californian a primit mesajele SOS, era deja prea târziu. Unii spun că luna plină ar fi putut fi motivul pentru care icebergul s-a intersectat cu nava gigantică.
Este posibil ca luna plină să fi provocat o maree incredibil de puternică care a trimis mai multe iceberguri spre sud, chiar în momentul în care Titanicul traversa acea zonă. Ai îndrăznit să guști brânza de pe Titanic? Epava se află în adâncurile oceanului de mai bine de 100 de ani. A fost nevoie de mai mult de 70 de ani pentru a o găsi. Până atunci, cele mai multe alimente care s-au scufundat odată cu vaporul s-au stricat, bineînțeles. Dar este posibil să mai fi rămas ceva din ele. Unele alimente sunt protejate de descompunere, de pildă brânza. Microbii care transformă laptele în brânză creează condiții speciale pentru a proteja produsul de deteriorare. Mai multe lucruri au supraviețuit tragediei Titanicului. O scrisoare scrisă de mână în care o mamă și o fiică îi scriau bunicii fetei despre călătoria uimitoare în care au fost împreună. Scrisoarea respectivă a fost vândută la o licitație. În epavă a fost găsită o pereche de mănuși albe deteriorate din bumbac. Muzicienii de pe Titanic au cântat până în ultima clipă. Partituri muzicale și o vioară veche au fost găsite printre rămășițe. La fel și clopotul pe care unul dintre membrii echipajului l-a sunat de 3 ori pentru a avertiza că un iceberg se afla foarte aproape. Și un ceas de buzunar care s-a oprit la 1:45 AM, ora la care nava a intrat sub apă. Poate că o singură persoană ar fi putut schimba ceea ce s-a întâmplat pe Titanic. David Blair a fost un om destul de norocos. Trebuia să fie ofițerul secund pe Titanic, dar a fost retras în ultimul moment, ceea ce, în cele din urmă, i-a salvat viața. A fost un lucru extraordinar pentru el, dar ceva i-a întunecat bucuria. Dacă el era singura persoană care ar fi putut face ceva pentru a salva nava și pasagerii. Pe vremuri, navele nu dispuneau de o tehnologie avansată și inteligentă precum cea de astăzi. Nu puteau să vadă o amenințare la orizont. Binoclurile erau destul de utile, însă membrii echipajului de pe Titanic nu aveau acces la camera în care erau păstrate. David Blair era responsabil pentru chei. Acesta a părăsit nava în grabă și a uitat să predea cheile pe care le avea în buzunar. Poate că, dacă membrii echipajului ar fi avut acces la binoclu, ar fi văzut icebergul la timp și ar fi avut suficient timp să schimbe cursul navei. Este posibil ca icebergul uriaș care a trimis Titanicul pe fundul oceanului să fi fost format din zăpadă căzută în sud-vestul Groenlandei. Oamenii de știință au folosit chiar și un model computerizat pentru a calcula traseele pe care le-a urmat icebergul într-un anumit an, luând în considerare curenții oceanici și datele meteorologice din anul respectiv. Este posibil ca icebergul să fie avut o lungime de 520 de metri, cu o greutate de aproximativ 75 de tone. În momentul în care a intrat în coliziune cu Titanicul, acesta scăzuse la doar 1,5 tone. Violet Constance Jessop era, așa cum mulți o numeau, domnișoara de nescufundat. Avea doar 24 de ani când s-a alăturat echipajului de pe Titanic ca stewardesă. În noaptea tragică în care nava a lovit icebergul, ea era întinsă în pat. De îndată ce a auzit că se întâmplă ceva, s-a îmbrăcat și s-a dus repede pe punte. Violet a ajutat pasagerii să urce în bărcile de salvare. 4 ani mai târziu, ea se afla pe Britannic, nava soră a Titanicului. Din nou, nava a început să se scufunde. Femeia nu numai că a supraviețuit unui alt accident, dar a fost din nou cea care a ajutat alte persoane să scape de pe navă înainte ca aceasta să dispară în adâncuri.